suntem acasă la Mihaela și Marius, prietenii noștri dragi din Montreal. Și pentru ca să nu pierdem timpul, intrăm direct în subiect. Ce căutați voi în Montreal? Integritate, te las pe tine prima dată. Eu te-am căutat pe tine. Ce coincidență de păreri? Am venit în Montreal în 2003, ca orice român, cu visul temerar de a ajunge pe teritoriul Americii de Nord. America nu era accesibilă atunci. Am reușit să ajungem în Canada. Din dorința de a ne realiza noi, copiii noștri, familia. Și rezultatul a fost mult mai atrăgător decât ne-am fi închipuit. Am descoperit dansul popular și grupul Valahia. Am venit ca și asistentă medicală cu familia, doi copii mici. Greutățile au fost cei doi copii mici la început, iernile din Canada, frigul de aici, impactul cultural, bilingvismul provinciei Quebec a fost un challenge. Provocare. O provocare care a fost și a trecută cu zâmbetul pe buze și totuși în 20 de ani, 21 de ani am reușit să ne realizăm și eu personal sunt foarte mulțumită de realizările care le-am avut. Am înțeles. Hai să vedem la Marius, pentru că eu știu povestea lui Marius care se întâmpla după anii 2000, când un nebun de la Reșița și-a lăsat tot trecutul în spate, tot ce a construit. Pentru mine el vânduse și un business, nu știu ce business era, dar asta era povestea, și s-a venit în Canada. Și atât. Și acum ne-am întâlnit. Păi să te explic de ce am venit în Canada. E pentru că probabil așa a fost să fie, să pot să mă îndeplinesc visul meu de a avea un ansamblu. Așa a fost să fie, pentru că am tot sperat până la un moment dat că ideea de semenicul va rămâne mie și că îl voi conduce la un moment dat. N-a fost să fie. Partea mea de decizie de a pleca din România se datorează acestui motiv. Să spunem oamenilor ce înseamnă semenicul, pentru că în afară de a fi un munte, alții poate nu știu ce înseamnă semenicul. La un moment dat a fost cotat printre primele trei ansambluri din România. De ce? Pentru că se discuta pe la colțuri între celelalte ansambluri, totuși cum se face că semenicul nu mai dansează în România. De ce? Pentru că semenicul dansa numai în străinătate. Reputația a fost atât de mare încât atunci când dansau în România, de semenicul se lipeau doar Maria Ciobanu, Benone Sinulescu și mari nume ale scenei folclorice din România. Într-adevăr, semenicul a fost un pilon important pe lângă Junii Sibiului și Transilvania la un moment dat, Doina Gorjului. Semenicul, chiar dacă era un ansamblu de amatori, a fost o floare a folclorului românesc. Este o putere. Tu ai plecat din Reșița și din România pentru că nu am mers lucrurile cum ai vrut tu. Da, exact. Ok. Și adică ai fugit. Dintr-un anumit punct de vedere, da, dar imediat m-am regăsit pe aici pentru că am găsit un ansamblu Hora care era deja format. I-am abordat, am dansat 2 ani la ei. Exista o oarecare diferență de vârstă între mine și dansatorii de la vremea respectivă, pentru că eu aveam 36 de ani când am emigrat, copilașii de acolo 18-20 de ani. A fost ok până la un moment dat când mi-am dat seama că nu poate să funcționeze foarte mult între mine și ei. Vreo 2 ani de zile n-am mai dansat, dacă nu poate și mai bine, după care am găsit un alt ansamblu destul de ok și foarte bun. Este vorba de ansamblul Vatra al Mulovenilor de peste Prut. Am dansat și acolo aproape 2 ani de zile, după care mi-am zis că totuși cred că sunt în stare să clădesc eu ceva pe puterile mele. Am băgat mâna în buzunar și vorbim de probabil $10,000 pe care mi-am investit în costume, pentru că altfel nici nu poți să, chiar dacă ai experiență, chiar dacă ai dansatori, pe oamenii ăștia trebuie să-i îmbraci atunci când urcă pe scenă și să-i îmbraci cât mai bine din punct de vedere al costumului tradițional. Și uite așa, zi cu zi, spectacol cu spectacol, am fost și norocoși, pentru că debutul l-am avut alături de reputata Sofia Vicoveanca. A fost norocul vieții noastre. Cred că la momentul respectiv. După care,
cred că totul a devenit un firesc, ca atunci când vin mari soliști ai scenei românești să vină, a devenit firesc să fim alături de dânsii, exact cum și acum am fost norocos să fim alături de doamna Nicoleta Voica. Da, eu zic că sunt un om norocos. Una peste alta. Uitându-mă la Mihaela, neînțelegând ce legătură are ea cu folclorul, ce observ este că pare că te iubește, știi, așa se uită la tine, ca și când te-ar iubi. Parcă. No. Serios? Da, pot să spun că a fost într-adevăr o a doua mare șansă pe care am avut-o aici, fiind iubitoare de folclor. Am dansat puțin și în România. Am făcut dans de la vârsta de 8 ani. Am dansat în Făgăraș de în clasa 1 până în clasa 8-a, sub îndrumarea domnului instructor Ioan Micloș, căruia poate îi datorez această dragoste față de dansul popular. Apoi am plecat la Brașov să-mi fac studiile acolo, în domeniul sanitar. Am avut șansa să dansez și acolo, nu pentru o foarte lungă perioadă de timp, dar totuși mi-am prins foarte bine ansamblul Tractorul, pe care Marius îl... Păi, ansamblu de renume. Ansamblu, da. Chiar și numele îi spune. Ansamblu Tractorul. Norocul că s-a numit. Și am... Deci am ajuns la Valahia printr-o conjunctură, aveam un pic de dans în picior, mi-a plăcut totdeauna să dansez și, cum am zis, norocul, al doilea noroc al meu a fost că l-am întâlnit pe Marius și din ziua în care am intrat în studioul lui de dans, s-a înfilipat. De ce ați spus asta în Valahia, că putea să fie Tractorul Semenicului sau nu știu? I-am spus Valahia pentru că, din punctul meu de vedere, este părticica României care a dus la nașterea României. Din punctul meu de vedere, cred că acolo este zona care a determinat să se formeze o țară atât de mândră ca a noastră, a României. Așa am considerat-o din punctul meu de vedere. Cum v-ați întâlnit din perspectiva oamenilor care iubesc folclorul? A fost o conjunctură, o aliniere de planete când Venus a intrat în retrograd. Așa a fost să fie și să-mi fi dorit Planeta Venus, okay. Da. Și să-mi fi dorit, nu aș fi putut să fac parte dintr-un ansamblu, nu mi-ar fi permis timpul necesar, conjunctura familiară, serviciu, copii, dar în momentul în care am auzit că există un ansamblu de dansuri populare, mi-am dat seama că dacă e să fiu parte a acestui ansamblu, am tot timpul necesar să-l dau, pentru că copiii erau deja mari, independența financiară era acolo, deci nu aveam nevoie de absolut nimic care să-mi stea în calea dansului. Și prin conjunctura, cea mai bună prietena mea își ducea fetița de 12 ani la vremea respectivă la dansuri și ca să o susțin, mi-a zis: hai Mimi, te rog frumos, ajută-ne, că uite, Emma nu prea vrea să vină, tu ai fost dansatoare și poți să o influențezi. M-am dus cu ea. Ce ai rămas tu? M-am dus cu ele, da. Ele și-au continuat drumul vieții și din ziua în care am pus piciorul în studio a fost acel click de click care a făcut că eu să rămân în ansamblu și de acolo s-a și înfiripat relația noastră. Asta e povestea ta, dar a lui? Sper să nu zic altceva. Nu, sunt convins că e sinceră și că... Păi că... Nu, vedem adevărul diferit. Tu ai văzut dintr-o altă perspectivă. Ea spune, am venit. Tu spui, am văzut că ai venit. Cred că de click-ul a fost același, pentru că din momentul în care a intrat în sală a trebuit să găsesc mijloacele necesare ale celui care conduce și să nu pară foarte insistent, ci pur și simplu am încercat pe căi ocolitoare să-i dau de înțeles că mi-e dragă și n-a durat mai mult de 2 săptămâni ca să ajungem la concluzia că suntem foarte bine împreună. Păi bine, dar cum ai spus, hai să te fac un joc sau draga mea? Nu, spun sincer, la un moment dat, știind că am mai dansat, eu de obicei sunt un tip foarte orgolos și n-am nevoie de nici validare. De asistenți și nici, da, vorba ta de validare, dar am început, știi, uite, un dans de Crihal, mă, ce zici, de figurile astea, dacă ți-ar plăcea. N-aveam nevoie, eu n-aveam nevoie să fiu asistat din punct de vedere coregrafic. E doar că era modalitatea mea finuță,
de a spune pe românește, de a mă băga în seamă cu ea pe românește, pentru că așa a fost să fie și așa am simțit eu. Mi s-a părut destul de ok, mai ales că trăim într-o țară în care n-ai voie să fii agresiv, n-ai voie să hărțuiești, trebuie să alegi foarte bine cuvintele, pentru că nu știi niciodată cum pot fi interpretate, și a fost felul meu de a mă apropie de ea. Așa a fost să fie. Ai simțit hărțuită? Oh, deloc. Mi-a plăcut mai mult, mi-a plăcut că mi-a cerut, cum am zis, validare, un pic de opinie în dansul de Crihalma, care este un dans reprezentativ al zonei de unde vin eu chiar. Satul Crihalma se găsește la câțiva kilometri de satul meu natal. Și m-am simțit băgată, m-am simțit importantă și da, într-adevăr, de acolo mi-am dat nu ți-a trebuit prea mult ca să înțelegi despre ce e vorba. Mi-am dat și eu seama să citesc printre rânduri, totuși, cu experiență de viață, mi-am dat seama că nu sunt. Știm de unde veniți, okay. Știm unde sunteți. Înspre ce vă îndreptați? Ne îndreptăm împreună spre poate visul care a devenit realitate este într-adevăr folclorul, dansul românesc, și de aici proiectele sunt convinsă că vor decurge extraordinar de multe proiecte în care vrem să implicăm comunitatea noastră, colegii noștri de dansoria, care este a doua noastră familie, și suntem convins că ne vom îndrepta către un succes. Iar ideea de a crea un canal de televiziune aici, la Montreal, și care va purta numele ansamblului, de se va numi Valahia TV, îl vom porni cât de curând, cred că este o rampă de lansare destul de puternică pentru a ne crește vizibilitatea, pentru a-și da oamenii seama că suntem bunicei, suntem frumușei, și în curând prima treaptă, primul vis pe care vreau să-l am, suntem deja în negocieri și probabil că lucrurile se vor concretiza. Ne vom deplasa anul viitor în Italia, la Modena. Acolo deja lucrurile sunt destul de bine stabilite. Vom concerta la Modena. Este vorba de Casa, un conac al familiei Ferrari, administrat de prietena din copilăria Mihaelei. Și vom concerta într-o seară acolo la Modena, iar a doua zi probabil că vom avea, până în momentul de față, l-aș considera cel mai mare spectacol al nostru, va fi un spectacol de anvegură. De ce? Pentru că vom urca pe scenă cu omologii noștri din Italia, de la Torino. E vorba de ansamblul Vatra, care sunt foarte bine clădiți. Acolo vorbim de o școală de dans. Dintr-o școală de dans de genul ăsta am și eu de învățat. E bine să gândim foarte mare, pentru că așa e frumos. E cel mai bine să nu ne mulțumim doar cu faptul că aici suntem ok, suntem frumoși, suntem apreciați. Din punctul meu de vedere, nu mulțumesc. Vreau mai mult.